Bună, bună! Bună dimineața! Ce, sunteți gata să petreceți o zi întreagă cu mine ca Barbie? Ce spuneți? Sunteți gata? Atunci am plecat! Am decis că trebuie ca o Barbie adevărată și ordonată să îmi fac patul, pentru că acum nu arată prea drăguț. Trebuie să adaug mai mult roz. O să vă întrebați, unde mai mult roz? Că și așa este o explozie de roz în videoclipul ăsta. Dar nu uitați că eu sunt Barbie și pentru Barbie prea mult roz nu există. Deci imediat, printr-o clipă, o să vă arăt cum se poate transforma patul meu din ceva nașpa în ceva super drăguț și frumos. Sunteți gata? Atunci 1, 2, 3! Taram! Cum vi se pare acum? Eu zic că arată mult mai bine. Îmi place foarte mult ce a ieșit și imediat vă arăt și vouă cum arată totuși camera mea, ca să înțelegeți cât de mult m-a stăruit să fie totul roz și cât mai asemănător ca la Barbie. Așa arată acum pătucul meu. Uitați-vă cât este de roz, cu luminițe. Și mie mi se pare că redă o atmosferă absolut minunată. Aici însă este partea mea preferată, cu oglinda mea roz, cu machiajele mele roz, cu husa mea roz. Și iată, aici avem totul roz, chiar și parfumul meu este roz, vedeți? Așa, în partea asta este măsuța mea și uitați-vă la fel, este toată roz. Îmi voi scrie aici secretele cu aceste pixulețe. Aici avem cercei, aici avem ochelari, aici avem markere, patch-uri, coliere, absolut orice doresc eu. Acum că m-am trezit, haideți să ne gândim ce face o Barbie adevărată de dimineață. Eu m-am gândit și mi-am dat seama că Barbie este din plastic, deci mușchii ei uneori înțepenesc. Așa că am zis că o gimnastică de dimineață va fi tocmai perfect. Are nevoie Barbie de puțin stretching și pentru asta eu o să-mi folosesc covorașul meu de sport de culoare roz. Deci am plecat, dragii mei, să facem sport! I'm a Barbie girl in a Barbie world. Imagination, life is your creation. Așa, haideți deja să ne ocupăm cu sportul pentru că nu mai am răbdare. Imediat trebuie să îmi pun covorașul. Așa. Păi de mine, dar cum aveam eu să fac gimnastică îmbrăcată în pijama? Și nici măcar voi nu mi-a zis nimic. Cap de plastic. Voi fi nevoită să mă schimb. Dar bine că cu asta Barbie nu are nicio problemă. Mă schimb în câteva clipe. Imediat vă arăt o magie. Sunteți gata să vedeți? 1, 2, 3. Taram! Acum nimic nu mă poate încurca să fac sport. Eu sunt o Barbie sportivă, deci haideți împreună cu mine să facem gimnastică. Gata, sper că v-a plăcut și vouă să faceți gimnastică împreună cu mine. Iar acum eu mă duc să fac repede un duș, pentru că Barbie a obosit și este toată udă. Ta-dam! Acesta deja este al treilea outfit. Vă rog să dați note și să-mi spuneți care outfit v-a plăcut cel mai mult. Iar acum haideți să vă arăt garderoba mea. Sunteți gata să vedeți cum arată garderoba unei Barbie adevărate? Imediat vă arăt! Ta-dam! Și ce avem aici? Haideți să vedem! Așa, avem sacoul meu preferat. Uitați-vă de ce culoare! Roz! Este foarte frumos. Avem două tricouri neon, care îmi plac la nebunie și sunt sportive. De asemenea, mai avem un top din ăsta, niște pantaloni scurți, un top din ăsta, un tricou, încă un tricou și încă un tricou și preferata mea parte, rochiță roz. Uitați-vă cât este de minunată!
O să mă vedeți curând și în ea, iar acum am plecat să luăm micul dejun. Și cum credeți? Ce va avea Barbie la mic dejun? Nu mai ghiciți! Haideți să vă arăt! În primul rând, o Barbie adevărată bea numai ceai roz. El trebuie și roz! Nu, ăsta nu e roz! Din păcate, ceaiul roz s-a terminat. Dar el era preferatul meu. Însă, eu am găsit în frigider preferatul meu suc roz. Îl ador! Este cu gust de căpșănică? Scrieți în comentarii care este sucul vostru preferat. Dar eu nu pot să iau micul dejun numai cu un suc. Haideți să vă arăt ce mănânc. Din mâncarea roz în casa noastră, eu am găsit icre roșii, așa, acadea, nectarină și încă două acadele. Iată așa. Voi cum credeți? Anume așa arată micul dejun perfect? Nu? Ei bine, atunci haideți să vă arăt eu ce înseamnă mic dejun perfect. Oare ce poate fi mai perfect decât un sandwich cu salam roz? Corect! Nimic nu poate fi mai perfect! După așa mic dejun gustos, Barbie neapărat trebuie să iasă la plimbare, să se vadă cu prietenii ei. Da, și cu Rachel, din păcate. Dar, înainte de asta, trebuie să se pregătească! Cred că nu va merge așa! Hai cu mine, trebuie să îmi fac rutina! Apropo, ați văzut ce scrie aici? Corect, scrie Barbie Room și să știți că nu fiecare are acces în această cameră. Dar voi sunteți speciali, așa că aveți voie să intrați. Haideți! Așa, eu vreau să merg la plimbare ca să mă văd cu prietenele mele. Pentru asta trebuie să mă aranjez, logic. Așa că acum mă voi schimba, pentru că așa la plimbare nu merge. Barbie trebuie să fie mereu elegantă. Și acum facem magia noastră. 1, 2, 3. Tadam! Rochiță avem, dar cu părul ce facem? Stați să mă gândesc. Cred că știu. Vom încerca mai multe variante ca să alegem pe cea mai perfectă. Așa sigur nu rămâne. Poate așa i-a primit și iepuraș drăguț. Nu, așa pot să mă îmbrac de Halloween, dar nici de cum la plimbare cu prietenile. Altceva! Poate cu părul strâns? Ia priviți, arată bine? Ce spuneți? Vă place? Eu nu știu ce să zic. Parcă nu pare prea elegant, eu doar sunt în rochiță. Altceva! Tadam! Poate așa? Ce ziceți? Eu zic că o agrafă roz este fix ce trebuie! Coafura deja este, acum haideți să lucrăm puțin asupra machiajului. Uitați-vă câte machiaje roz am eu aici. Neapărat îmi voi lua creonul pentru buze și balzamul pentru buze cu pepene roșu. Cu o periuță roz eu îmi piept în sprâncenele. După îmi vopsesc buzele. Iar la sfârșit cu balzamul meu roz terminăm toată treaba. Acum a venit timpul să alegem ochelarii. Dar vai, mie îmi plac toate trei perechi. Și cum să alegem? Se pare că eu știu. Cu ajutorul unei numerotări special creată pentru Barbie. Barbie Ken, cel mai tare manichen. Tadam! Deci, acești ochelari au câștigat. Ochelarii sunt, iar acum a venit timpul să alegem și accesoriile. Cum Barbie fără accesorii? Imposibil așa ceva! Pe deget voi purta acest inel roz cu o floricică. Doar priviți cât este de lucios și de frumos. Fix ce trebuie pentru o adevărată Barbie. Pe gât voi purta acest lănțișor cu inimioară. Ia priviți ce bine se asortează cu inelul. Vai, cât de frumos! Și ambele roz! Cât pe ce să uit de parfum! Eu doar am parfum roz, special pentru Barbie. Este? Acum a venit timpul să alegem încălțămintea. Așa, ce se asortează mai bine cu o rochiță? Adidas
pantofi sau șlapi? Ce? Adidașii? Nu! Poate șlapii? Nu! Atunci, corect, pantofii! Doar primiți, ce pantofiori frumoși am! Și să nu uităm și de gentuță! În gentuța mea roz de Barbie, eu voi pune cele mai importante lucruri. Numai decât parfumul meu. De asemenea, îmi voi pune și pieptenele meu roz. Îmi voi pune și crema pentru mâini cu miros de înghețată. De asemenea, îmi voi pune pomezele, ruzul, sirimelul. Iată așa, gentuța mea este gata! Pregătită, îmbrăcată, încălțată, parfumată, Barbie este gata să plece la întâlnire cu prietenile ei. Dar să nu uităm și de telefonul meu. Uitați-vă cât este de frumos! Am o husă roz cu o inimioară. Cum vi se pare? Dați like dacă vă place! Eu sper că vouă v-a plăcut să petreceți o zi întreagă împreună cu Barbie. Dacă este așa, puneți like-uri și nu uitați să vă abonați pe canalul Irăcica Info pentru a vedea cât mai multe sketch-uri. Haideți să facem o rată 1 milion de abonați! Ca să mai facem 24 de ore cu vreun personaj din desene animat, scrieți în comentarii care o să fie următorul. Iar Barbie vă pupă și a plecat la plimbare cu prietenele ei. Pe curând, prieteni! Pa, pa!